Și închem, pentru că nu mai avem ce face, anul 2018, fără reabilitarea monumentelor istorice, care sunt în județul Brăila, 3 la număr, 4, 5, câte sunt, de mai mare sau mai mică importanță, pe care dumneavoastră, anul trecut, pe vremea asta, ne-ați promis, la un amendament al meu și al lui Ovidiu Nicola, ne-ați promis că le vom reabilita prin alocări de bani în anul 2018. Deci, promisiunea dumneavoastră nu a fost respectată. Este foarte adevărat, domnul consilier, că v-am promis o să alocăm bani la proiectele de cofinanțare pe care le-am dat fiecărui primar. Sunt în patrimoniul UAD-urilor și ei puteau să facă această solicitare. Decizia a fost a lor să facă altceva. Doi ani. Prin Ministerul Culturii s-au tot rotit niște proiecte de reabilitare, cum face primăria municipiului Brăila cu Ecaterina Teodoroia și cum a făcut și Sotila Greci, care este primarul dumneavoastră, așa putea să facă și ceilalți primari. Și muzeul. Da? Așa că îmi pare rău dacă vă dau bada dumneavoastră, răstălmăciți și încercați de fiecare dată să spuneți că președintele nu l-a îndeplinit.